Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi sunt acasă. Vreau să-mi pregătesc doar peleții pentru partida de mâine. Dar mâine voi pescui cu peleții BLL, fishmeal și cereale de 2 mm. Iar ca și nadă voi folosi râme și cu viermuși de apă rece în combinație de 1 la 1 cu giamino, cânepă și fishmeal tot de la MG Carp. Voi umecta doar, adică și nada și peleții, îi voi umecta de acasă pentru a avea un grad mai mare de atracție. Este indicat ca secret lichidul să fie folosit sau când umectați ceva cu el, să umectați cu o zi înainte. De aceea eu voi umecta astăzi doar peleții pentru că cu secret lichid, iar nada o voi prepara doar cu apă. Am pus o jumătate de pungă de peleți. De fapt, prepar tot punga. Și gata. Scap de o grijă. Că poate va merge peștele și atunci voi avea nevoie de mai mult. Bun. Acum voi trece la adăugarea de secret lichid. Bun. Iar acum, asta la altă mână, voi da cu mâna prin. Asta e procedura. Dacă nu fac treaba asta și pun direct secret lichidul, mâine, când mă voi folosi partida de pescuit, la partida de pescuit, apa îmi va spăla direct. Dar așa, peleții își trag. Își vor trage din aditiv. După cum puteți vedea, peleții sunt aproape aditivați. Pentru o jumătate de kilogram de peleți am adăugat 100 de mililitri secret lichid. 100 am adăugat eu și cred că mai adaug vreo 50, deci 150 și trebuie mestecat foarte, foarte bine, după care îi lăsați până a doua zi la pescuit. Acesta este rezultatul final și pe mâine am, dar nu, cam așa arată rezultatul final. După ce am aditivat peleții, vreau să trec și la umectarea nadei. Pentru a avea o partidă reușită de pescuit mâine, voi prepara nada astăzi acasă. Îi voi oferi de fapt doar prima umectare astăzi, iar pe baltă mâine etapa a doua umectării. Bun, m-am apucat de umectat nada. Cam așa arată combinația de râme cu viermuș și giamino de la MG Carp. Nu știu, eu ador combinația asta. Așa arată și amestecate între ele. Superb, superb, superb. Dragilor, cam așa arată după prima umectare. Combinația mea preferată pe anul acesta, cred că asta va fi. Dragii mei, m-am instalat. Cam așa va ajunge metodul meu în apă.
așa încărcat. Voi nădi câteva metoduri după care mă voi apuca de pescuit. Dragii mei, partida de pescuit o voi începe cu waftersurile de somon 6 mm. Cam așa arată. Cu astea voi începe partida de pescuit. După cum ați văzut, am pregătit nada, am umectat-o de acasă. Ieri a fost vreme faină, soare, azi nori, ploaie, soarele printre nori, de dimineața a plouat. Suntem pe Balta Carol de la Săcălaz. Încercăm să prindem ceva pești. E partidă scurtă. Am început să pescuiesc pe la ora 2:30. Dar să vedem ce rezultat avem. Avem și primul pește. Cred că este un caras. Da, este un caras. Frumos. Hai. Mai avem un pește. Astăzi, în partida scurtă de câteva ore, waftersurile câștigătoare au fost wafterul de somon de 6 mm și beleleu tot de 6 mm. Ce carosel frumos! Ia ce carosoc! Frumos, frumos, frumos. M-am distrat astăzi la caraș. Asta a venit la 2 minute de la lansare. Încă pentru crap este frig. Astăzi la Timișoara au plouat de dimineață. Ai o plouat bine și acum a ieșit soarele când am venit eu la pescuit. Chiar vorbeam cu colegii de la MG treaba asta, că mă iubește Dumnezeu. Că toată ziua a plouat și când am ajuns pe baltă s-a oprit ploaia. Foarte tare, ce să zic. O să las două secvențe din treaba asta, cum le-am trimis lor pe WhatsApp. O să pun așa în video. Foarte tare, na, ce să zic. Asta înseamnă să ai și noroc. Peștii au răspuns cum am dorit. O partidă de câteva ore după servici. Am luat ceva cărășel frumos. Cărășei, că nu-i numai unul. Merge, merge.
Cred că iar am un caras agățat. A tras, a întins firul, după aia l-a lăsat moale. Da, uite ea, o gâdilă. Dar probabil e mic. Stai mă cu minte, mă. E bun și asta, ne distrăm la caraș astăzi. Distracție de 2-3 ore, să zic așa, la caras. Avem niște apă să fac o poză la pești. Crapul n-a intrat, dar e bine. Eu sunt mulțumit. E bine. Ce fain e să fii singur pe toată balta la pescuit. Da, na, asta e pescuit un timpul săptămânii, ce să facem? Să și eliberez captura de astăzi. Nici ploaia și nici uraganul o să pot să-mi strice mie planul. Ceas culele de pescuit. Mâncare-i mâncărică, am plecat tată la pește. Aia. Băi băieți, când eu v-am zis că Dumnezeu mă iubește, când am ajuns la baltă, au ieșit soarele, s-a oprit ploaia. Au țucuit viața, picioarele lui și partidă tot. Partidă scurtă de 2 ore. Exact ce trebuia de la pescuit. Exact ce mi-am dorit. După muncă, câteva ore de pescuit. Pe balta Carol de la Săcălas. Așa că ne vedem cu bine și în alte videoclipuri de pe malul apelor. Vă pup și o zi bună să aveți în continuare. Pa, pa!